Ok, acum mă aflu la Tiger Kingdom din Phuket. Iar aceasta este coada. Nu este foarte mare, dar durează ceva timp. Deci după intrați, aveți loc de parcare imediat cum intrați, vă dă cineva un bon cu un loc de parcare. Parcați, intrați pe intrarea principală, iar aici o să vedeți coada cea mai mare. După ce veți intra aici, cineva vă va prelua și vă va duce la un ghișeu, la niște monitoare. Da, deci să vă și arăt. Deci vă va aduce aici la monitoarele acestea de unde puteți, este touchscreen, de unde puteți cumpăra ce tip de bilet doriți. Au trei tipuri de bilet. Cel small, 900, medium, 900 și mare, 1000. Small, medium și mare înseamnă dimensiunile tigrilor sau vârsta lor. După ce faceți aici comanda, cam ce doriți să vedeți, vi se va da o hârtiuță care veniți înapoi la coadă. De la coadă de aici nu se face nimic altceva decât vă explică termenii și condițiile, ce aveți voi și ce nu aveți voi să faceți înăuntru în cușca tigrilor. Iar apoi de aici vă veți duce la caserie, care voi că este una pe partea stângă, acolo, și încă una pe partea dreaptă, lângă Money Exchange. Cam asta este intrarea, durează ceva, sunt aici cred că de un sfert de oră și cred că urmez acum. Iar video continuă, după ce plătești și intri puțin înăuntru, va trebui să stai un pic la o coadă ca să îți dea cheie de la lacăte. Practic înăuntru nu ai voie decât cu telefonul mobil și cam atâta. Nimeni nu răspunde oricum de bunurile tale pierdute în interior. Ok, iar acum mă aflu înăuntru la Tigri. Am cumpărat bilet pentru tigri cei mari. Ei vor fi cam de dimensiunea aceasta. Enorm de mari. Din ce mi-e un pic milă de ei, cred că sunt foarte, foarte sedați. Se vede pe ei, sunt foarte cuminți. Deci cam așa arată pe aici zona. Tigri, am spus, de 3 dimensiuni ca plată, dar ei sunt de mai multe vârste, bineînțeles că nu toți se nasc în aceea zi. Aici sunt puii, din câte am înțeles, sunt de 5 luni. Deci puiuțul cel de acolo are 5 luni. Se vede cum doarme. Și aici ar mai fi încă unul mai mic, de doar 3 luni. Care doarme și el. Înăuntru aici sunt, cred că sunt în jur de 20-30 de tigri. Nu-i văd chiar peste tot. Este. Acum o să călărim tigrișorul. Tigrișorul de aur. Ăsta e și mai tare, pentru că ăsta e tras. Oare nu se întoarce să ne mângâie și el pe noi? Da. Unul e gelos? Ar fi fericit. Care pe care mângâie, oare? Cring, cring, cring! Next time! Dai că! Come here! Dacă tu te întorci la mine, îmi vrei și nu. Știi, nu? Suntem la Sanctuarul Elefanților. Cam așa arată. Am cumpărat un bilet de 900 de bați în care am inclus doar poze și să-i hrănesc. Sunt destul de gingași, sunt enorm de mari. Într-adevăr, chiar n-am văzut niciunul să ating, să fie așa superb. Da. Și văd că unul stă aici la intrare, nu mă va lăsa să intru înăuntru decât dacă plătesc probabil un bilet. Așa bea elefantul apă. Sper să nu mă stropească. Hai să felim și elefantelul, cel drag. El e elefantul cel mai mare, probabil.
Ați fi să deschideți că nu-mi dacă trebuie. Dar el e prietenul meu. Una care papă și ea. Ce mănânci mă acolo? Banana? Mă, ce mănânci acolo? Coațu? Ui, ce faci acolo? Nu, 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 stai cu vite. Gata. Vrea să mă muște? Nebuna. O să cobor jos, la paz. Wow, cât de tare, mă simt ca într-o pădure. Alea maimuțelor. E... Nu știu dacă vedeți acolo câte sunt. Sunt foarte multe și sunt gingatice. Sunt super frumoase. Iar acum suntem la Big Buddha din Phuket. Este o mare statuie a lui Buddha care măsoară în jur de 70 de metri din câte știu. Iar chiar aici în față este un view super, super mișto. Am dus să vă arăt. E încă o dată ireal. Peisaj superb. Aici a stat dimineața să mă liniștesc. Cum așa arată. Și el este Big Buddha. Aici ca să ajungi, cel mai bine ții un scooter sau ți închiriezi o mașină. Cu taxiurile te costă ceva multicel ca să ajungi aici. Nu știu exact cât, dar știu că anul trecut când am fost, mă cereau 400 de bați, să spun 10 lire. Pe când în scooter am dat 250 de lire pe toată ziua, plus 100 de lire am plătit motorina. Și va trebui să mai încarc oricum, că deja am mers mult și... Acum mă aflu în piața din Patong, piața de noapte din Patong și după cum se vede mi-a luat o nucă de cocos care e plină cu zeamă, doar ce mi-a tăiat-o acum, mi-a pus și niște gheață înăuntru pentru că e foarte, foarte cald aici. Apoi mi-am luat aici două bețe de crocodil, mi-am luat un băz de șrim, da, deci ăsta știu că e carnea roz, ăsta e crocodil, două bețe, șrim, spicy chili, încă n-am gustat din spicy chili, aici am doar porc. Și acum mi-am făcut comandă să vină și un platou de orez, să vedem cum o să fie toată combinația asta. Asta spun așa, ca prețuri. Pe asta care este gigant, deci e chiar gigant, uitați-o la mâna mea, e dublu cât mâna mea, i-am dat doar 50 de bați, asta înseamnă în jur de o liră și un pic. Un băț de crocodil costă 50 de bați, deci tot așa. Bățul de shrimp costă 40 de bați un băț sau 3 bețe la 100, iar porcul este 100 de bați, este doar o bucată mare, un fileu mare de porc. Sosul e
din partea casei. Și ne-am pus la o masă aici și acum aștept să vină un orez. Ok, iar acum au venit și scoicile, care au fost 150, deci toată farfurioara asta 150 de bați. Iar aici avem două produse. Este jellyfish sau pisică de mare și caracatiță, niște baby caracatiță. Și bineînțeles sos, văd că este un sos sweet chili și very spicy. Deci eu zic că se rentează ca și calitate, preț este ceva destul de ok. Ok, o să încep video acum, dar nu știu dacă o să mă puteți auzi. Sunt în Patong și acum mă duc pe Bangla Walking Street. Cred că deja se aude gălăgia infernală de aici. O să dăm o privire împreună să vedem cam ceea ce putem găsi pe aici. Oricum o să mă opresc undeva să beau un suc, ceva. Haide să vedem. Pic am greu aici să traversez o stradă mică, dar ne facem curaj. Cu tupeu. Așteptăm la semafor, care indică mai are cam atâtea minute sau secunde. Da, s-a făcut verde. Intrăm pe marea nebunie. Practic aici e cam tot ceea ce vrei. Fete și băieți. Deci pe Crăciunița. O să fie din ce în ce mai greu să auziți ceva, dar deja e o atmosferă de... Wow. Da, să vă spun, aici parcă mă aflu în Rusia, muzică rusească, programe rusești, tot ce se poate în rusă mai mult. Ăla era băiatul de aici, se vedea. Wow, ce siliconată e. Doamne, peleul, tigru, fantoma. Băi, chiar e... Wow. Chiar e wow. Asta e un club care am înțeles că a fost deschis anul trecut. Aici sunt fetele care dansează mese. Mai târziu. Cred că asta este un video 18 plus. Thank you.
departe, mai departe. Dacă o să postez tot video-ul ăsta, va fi unul lung. Nu știu dacă e chiar atât de interesant, dar e o atmosferă super tare. Hai să intrăm puțin pe aici. Vedeți cum se prezintă. Să merg mai departe sau să mă întorc? Hai să facem întâi strada principală. Și apoi intrăm pe secundare, dacă mai avem timp. Oh, uite aici, fucking show! Fucking show! Ce se întâmplă, doctore? Hai să mergem așa pe aici, că am văzut ceva interesant pentru 18 plus. Auzi, dacă faci poză sau filmezi aici, trebuie să plătești. Cum să faci așa ceva? Ai câteva petiță? A, e clar, trebuie să bag ceva la bord, că sunt singurul care merge drept. Băi, dar să fiu sincer, aici cred că e foarte greu să găsești o masă. Nu mai zic să bei ceva. Cred că trebuie să bei numai în picioare. Mare parte cam asta ar fi. Mai am puțin și ieță pe stradă. Aici este încă o cașcă de fete nebune. Par fără vlagă, fără energie. Wow. Oh, it's Crăciun! It's my-